Înainte de a da drumul la ședință, îi dau cuvântul doamnei secretare. Procesul verbal, în combina ședința Consiliului Local din 1 august, a fost transmis pe adresele de mail. Vă rog frumos să-mi comunicați dacă aveți completări, modificări, observații. Dacă nu, supun aprobări. Cine este pentru? În unanimitate. Procesul verbal a fost aprobat. Dau citirii ordinii de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pentru 1 octombrie 2023. Comisia juridică? Citiți întâi votul ordinea de zi. Da, și apoi supunem la votul ordinea de zi și apoi... Da. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședințele adunării generale a acționarilor SECE Compania Regională de Apă Bacău, ESA, convocată în data de 2-10-2023. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorului tehnico-economici, ai proiectelor, ai listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente Consiliului Local Târgu Ocna și a participării Consiliului Local Târgu Ocna la la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului orașului Târgu Ocna să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020. Domnul Drăgănuță, vă rog frumos. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public de interes local în domeniul privat al orașului Târgu Ocna de sub Bacău. Numărul 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici aferenți obiectivului de investiții, construirea și dotarea centrului multifuncțional tip creșă în zona Tisești, orașul Târgu Ocna de sub Bacău, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua. Punctul numărul 8. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Înainte de a supune la vot, dacă îmi permiteți, din respect față de Compania Regională de Apă, pentru că a fost o situație și doamna director general adjunct întârzie câteva minute, vă propun, până sosește dumneai, pentru că noi am pus primele materiale tocmai ca să nu ținem echipa de la Bacău până dezbatem noi, să analizăm proiectele de hotărâre numărul 6 și 7, poate sosește până sosește dumneai, și apoi să intrăm în dezbaterea primelor puncte, pentru că ele oarecum sunt într-o legătură directă. Și dacă vine mai repede, să revenim. Punctul 1, da. 1 și după aia, dacă... 6, 7, păi da, să ne apucăm să aprobăm, că dacă o aprobăm, trebuie să curg firesc, așa, dacă sunteți de acord. Spunem la vot. Dacă sunteți de acord, spunem la vot. Adică numărul, punctul 1, să analizăm, și apoi 6, 7 și revenim la următoarele. Supunem la vot. Cine sunt de acord? Cine este de acord? Toată lumea. Mulțumesc. Punctul numărul. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 1 octombrie 2023. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Comisia de ziua a dus favorabil. Și acum trecem la punctul numărul. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Acum trecem la punctul 6 și 7, da? Da, da. 6 și 7, da. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public
de interes local în domeniul privat al orașului Târgu Mureș de sub Bacău. Comisia juridică? Comisia favorabilă cu 4 voturi pentru, 3 abțineri. Comisia urbanistică? Comisia favorabilă la unanimitate. Și Comisia pentru studii și economic? Aviz favorabil, 5 voturi pentru. Are cineva, vrea să ia cineva cuvântul? Domnul Barna, vă rog. Dar și noi, e ca avocate, o zi, de atacă numărul 2. Și din 2 de atacă mai multe clădiri acolo. Una cheie autodemolată. Ai de 1 metru pătrat, dar celălalt de care sunt bază. Dar ce punem în loc? Dacă dai pe domeniul public în privat. Prima dată se întâlnă. Poftiți. Dacă mai sunt întrebări pe astea sau le răspundem punctual așa? Păi dacă nu, haideți să citim un pic textul hotărârii în care noi propunem trecerea din domeniul public a imobilului construcției identificat prin numărul cadastral 61.395 C1 și cu datele de identificare cuprinse în anexă. Apoi celelalte sunt și în anexă. Spune așa, codul de clasificare 6.1.1.6.1, construcție anexă, grup sanitar. Clădire anexă din anul 1936, numărul cadastral 61.395 C1, cu o suprafață de 8 metri pătrați, construită din cărămidă cu planșeu din beton și învelitoare din tablă, anul dobândirii 2017, valoare de inventar 788 de lei, prin contractul de vânzare-cumpărare. Iar în spate am anexat, extras din cartea funciară, în care suprafața de teren aferentă are trei construcții. Corpul C1, care înseamnă toaleta, este aici desemnată. Corpul C2 e o clădire, clădirea administrativă, acea casă veche. Și corpul C3 este acea clădire administrativă din stânga fostei porți. Iar... Domnul, hai să mai citim o dată. Propunem trecerea din domeniul public în domeniul privat a unei construcții care înseamnă C1. Clădirea la acea toaletă care s-a autodemolat. Era o construcție de o ruină acolo care s-a autodemolat datorită uzurii ei și asta. Și procedural nu pot să o validez ca și scoasă din inventar decât în procedura asta. Nu are nicio treabă nici terenul, nici clădirile principale, nu are nicio treabă celelalte părți. În extrasul de carte funciară, el figurează la poziția, uitați, C1, C2 este clădire construită cu 142 de metri pătrați, C3 construie 100 metri pătrați, cu destinația de birouri, celelalte de birouri. Deci noi asta discutăm despre acea toaletă de 8 metri pătrați, cu 700 de lei rămasă de pe vremea... Vă rog, mulțumesc! După câte știu, e sediul fostei poliții, ca lumea să înțeleagă despre ce este vorba și la ce clădiri ne referim. Imediat după ce a fost achiziționată, s-au mai dărâmat sau mai demolat niște anexe pe acolo. Imediat după și a costat destul de mult. Mă întreb ce rost s-a... Sunt o eroare totală, domnule. Duceți într-o eroare totală. Spuneți, domnul primar. Păi nu, dumneavoastră argumentați corect și firesc, nu supoziții de-a dumneavoastră. Da. Da, vă rog frumos să ne spuneți. De ce trebuie demolat acum cu banii de la bugetul orașului de locuri? Cu ce bani, domnul, dacă s-a luat o demolat? Nu, au luat 2 metri pătrat, nu celelalte clădiri. Da. Domnul, discută, aveți la materialul ședință de la MAPU, domnul consilier. Nu mai duceți în eroare opinia publică. Păi ce s-a demorat dacă procesul verbal și extrasul de carte funciară prevede 3 corpuri de clădire? Ce afirmații faceți dumneavoastră aici? Că s-au demolat. Ce s-a demolat? Trebuia să ne spuneți. Trebuia. Da? Ce anume? Sunteți totdeauna un manipulator a informațiilor. Vă rog frumos. Continuați. Discutăm aici de o toaletă, un consiliu local discută de o toaletă din 37 care se dărâmă și noi să duceți discuția că am făcut noi. Ce s-a dărâmat? Ce s-a dărâmat? Păi ia vedeți ce s-a dărâmat și când s-a dărâmat și s-a dărâmat în perioada când era proprietarul, înainte de a vinde și s-a judecat cu statul român. Nu mai amestecați lucrurile.
Dacă vreți să fiți un consilier corect. Să vă aduc aminte. Nu mi-aduceți. De ce firma a făcut demolare? Cine a făcut-o? Conseca. Așa, și a cui firma Conseca? A primăriei. Nu e a primăriei, e a dumneavoastră, domnul, în care sunteți acționar. Nu avem nicio... Haideți, domnul. Nicio dumneavoastră asupra firmei, celor două firme. Nici la gunoi, nici la Conseca. Bine, domnul consilier. Dovadă că așa arată orașul, cum îl vedeți. Da. Da? De 2 ani de zile l-ați destrămat și l-ați lăsat așa. Nu sunteți dumneavoastră în calitate să evaluați. Nu, alte organe ale statului. Da, asta sunteți, aici sunteți primul, sunteți specializat, domnul, în a face. Specializez și mai mult. Da, sigur. Domnul Ciucu, mai aveți ceva? Nu, mai am. Domnul Ciucu, m-a dat voie la doamna secretară care are ceva. Vă rog. Nu, da, da, sigur. Nu, vreau doar să fac o precizare. Acel imobil a fost câștigat de făcut proprietar prin instanță. Din hotărârea judecătorească, doamna respectivă a cerut instanțe și instanța i-a aprobat retrocedarea în natură a acelor credin pe care ulterior noi l-am cumpărat și demolarea clădirilor construite după perioada naționalizării. Acele clădiri s-au demolat înainte să cumpărăm noi. Noi am cumpărat prin contractul de vânzare-cumpărare trei clădiri, clădirea principală, o anexă și acest club sanitar. Club sanitar care era din 1936, nu era raportat la nicio utilitate, nu a fost folosit și măcar de poliția celui. Era o anexă. Despre această anexă vorbim. Iar acele imobile de care ziceți dumneavoastră că s-au demolat, au fost înainte ca primăria să le achiziționeze în procedura în care poliția, prin inspectoratul județean de poliție, a fost obligată să predea imobilul fostei proprietare, doamne Codereanu. Vă mai aduceți aminte de ce s-a achiziționat acel teren? Vă mai aduceți aminte? Conform documentele de atunci pentru nimic, pentru a face zisă la brațile mai mare în TDP. Și o clădire. Și ce a fost rău în treaba asta? A fost clădire și un teren. A fost președințele Comisiei de Medicie. Sigur că da. Și mi-a asumat. Și v-a asumat. O să o asumat că la sfârșit nu e nicio problemă în chestia asta. Am cumpărat 100 de mii de euro un imobil pe care nu facem nimic. Cine v-a spus dumneavoastră? Păi este zesea orașului, domnule consilier. Nu mai ridica tonul că ridici degeaba. De zile nu ați făcut nimic. Domnul, și ce să... Da? Domnul consilier, vedeți că iar duceți în eroare. Eu v-am mai spus dumneavoastră, fiți consecvent pentru că e fix acum 3 ani de zile, pe 28, niște cetățeni v-au trimis aici în acest for. Și ați jurat că veți respecta decizia dumnealor. Și nu mai duceți și manipulați. Serios? Păi serios. Da. Nu mai faceți referire la niște situații care nu fac parte din asta. Materiale? Ce a spus că care materiale, domnul Cum? De ce am dat banii pe fosta poliție? Pentru a avea un teren, orașul Târgu Mureș și primăria avea un teren, administrația avea un teren în zona centrală. Da, terenul primăria și nu... se ocupă de vânzări. Haideți, domnule, faceți dumneavoastră evaluator aici. Spatele primăriei, să vedeți cum arată terenul pe care l-aveți în posesie. Da, da? L-arată așa datorită faptul că nu ați aprobat bugetul, domnul consilier. Da, păi dar din ce să mă leg? Lăsați-vă! Lăsați gospodăria! Dumneavoastră care nici nu știți măcar să parcați mașina decât pe trotuar. Păi ce? Și atunci care e respectul? Ați reușit să faceți măcar un loc de parcare. Hai, domnul, du-te de aici. Du-te de aici. Pentru că hotărârea de consiliu locală dată de 10 ani. Și nu ați făcut nimic. Un singur loc de parcare în 10 ani. Nimic. Acolo e camera, nu la mine. Vă rog frumos, domnul Maciu, domnul primar. Dacă tot ducem direcția asta și domnul consilier de fiecare dată la fiecare ședință duce unde dorește el sensul acestei întâlniri. Păi ce întrebări? Mai vrea cineva să ia dacă aveți mintea scurtă, nu sunt nimeni vinovat. Da, domnul Gărgănu, să vă rog. Și avea o întrebare dacă clădirile rămase în afara acestui proiect, există grup social sau a existat dacă în clădirile pentru că este și bun, atunci când construim pentru început ceva, trebuie să fie o toaletă. Și toaleta trebuie să dispară ultima, în sensul că dacă este ceva de clădire... Da, clădire, vă înțeleg, vreau să spun altceva. Dacă cumva celelalte clădiri sunt prevăzute cu o singură toaletă, dacă nu mai există nicio toaletă, cât timp avem clădirile, este bine să... Dar acolo nu funcționează nimic, domnul consilier. Nu funcționează nimic. E un clădiri secretar, să trimite personal să mai îngrijească, să poți să și atunci aș face treburile în bălării. Adică e bine să fie o toaletă. Deci supunem la vot punctul 6. Cine este pentru?
Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Măciu. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâri privind actualizarea indicatorilor economici aferent obiectivului de investiții. Construirea și dotarea centrului multifuncțional tip Creșa în zona Tisești, oraș Târgoviște, județul Bacău. Păi, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua. Comisia Juridic, vă rog. Deci în proiectul numărul 2, nu? Da. Nu, proiectul numărul 7. Da, avizul este favorabil 7, până pentru 1 împotrivă. Comisia Urbanism. Este favorabil unanimitate. Studii economice. Avizul favorabil Comisia Economică cu 5 voturi pentru. Mulțumim. Cine vrea să ia cuvântul? Domnul Barna, vă rog frumos. De la 4 la 8 milioane. Pentru că atunci când s-a pornit pe Programul Național de Dezvoltare Locală, pe baza documentației și a legislației de atunci, era o formă a clădirei, între timp s-a schimbat legislația cu privire la creșe ca sistem de funcționalitate, de încălzire, de ventilare și au început să se actualizeze valorile. Și a crescut. Astăzi sau în zilele de acum, Compania Națională de Investiții a scos la licitații clădiri similare sau obiective similare cu valori mult mai mari. Iar noi, faptul că a fost licitat și că s-a tot actualizat și tot s-a actualizat la dimensiunile și la dotările acestei instituții, valoarea devizului actualizat astăzi apare conform legislației de 8.212.000 inclusiv TVA, din care suma, ne menținem suma noastră care ar trebui să o punem ca și cofinanțare, iar restul să o transferăm către bugetul de stat sau către programele de finanțare. Și cât este cuantum de sume? Deci, 7 milioane, poftim? Cât este devizul actualizat? Păi devizul actualizat, 8.212.536, am pornit de la 4, acum în 2018. 2022. Păi, chiar la 4. Cam mulți, iar dublu așa. Păi și ce putem să facem dacă valoarea... Care este partea noastră de cofinanțare? Cât la sută? Până acum, deci ne menținem 389.024. Păi nu știu, 8 milioane împărțit la 3... 2% cât vine. Dacă rămâne aceeași. Păi nu, cine execută proiectul? Măcar să știu după acelui. Cine e constructorul? Alcunepu. Da, oameni, să recunosc. Ați făcut nimic? Din motivul acesta, domnul consilier. S-au încetat din acest motiv. Pentru că a trebuit reevaluat toată documentația și toate aceste devize. Pentru că constructorul nu poate să meargă mai departe. El a adus la etapa cât a avut în caietul de sarcini și în proiect până la modificările astea și de aici el trebuie să știe ce face, pentru că acele modificări de structură, de pereți, cortină, de tubulaturi, de ce sunt, trebuie înglobate în pereții de bază. Nu poți să mergi înainte, faci structura și apoi constați că trebuie să bagi nu știu ce conducte prin pardoseală, prin la tavan. Trebuie să inserezi tot felul de coloane, de nu știu ce mai sunt date tehnice acolo. Au mai fost cazuri de schimbare a regulilor în timpul jocului și la... Păi și ce să facem, domnul? Facem un boșdeu că pe o finanțare de 4... Nu ați început cu lucrare de 4 milioane de lei. Da. Și cât costă o creșă acum, domnul consilier? Dacă tot dumneavoastră... Păi da, spuneți cât. Domnule consilier, eu vreau să vă... Sunteți în Consiliul Local să veniți cu soluții, nu cu întrebări. Soluțiile sunt să ne ținem de cuvânt față de... Da, față de ce? Ce ați stabilit dumneavoastră la începutul anului? Haideți, domnule. Și față de buget... Domnule consilier, sunteți într-o eroare totală. Da. Mai vrea cineva? Supunem la vot punctul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Giulia? Cum votați? Pentru. Pentru. O să trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special
al reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședințele adunării generale a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. convocată în data de 2.10.2023. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Comisia juridică? Aviz favorabil 4 voturi pentru, 3 împotrivă. Vrea cineva să ia cuvântul? Domnul Barna? Da, nu mi se pare normal să întotdeauna domnul primar. S-a spus pentru, îi dăm vot să meargă în adunarea generală a acționarilor, să voteze cum consideră că e legal. Nu trebuie să ne asumăm noi votul care va exista în Consiliu în apă. Altor va la dispoziție și aici mai am la articolul punctul 1 cu 2, durata mandatului pe o perioadă de 4 luni sau până la finalizarea procedurii de numire a administratorului. În durata de urgență 109/2011 scrie așa. Maxim 5 luni cu posibilitate prelungirii o singură dată pentru 2 luni. Nicăieri nu scrie 4 luni, nici pe timp determinat. Până la finalizarea procedurii. Finalizarea procedurii poate să durează ca la cup la noi, un an sau doi. Deci nu așa ceva nu trebuie. Domnul consilier, acționarul sau, da, acționar la Compania Regională de Apă este Consiliul Local al Orașului Târgu Ocna și Consiliul Local al Orașului Târgu Ocna. Eu sunt mandatat de către Consiliul Local să votez un material așa cum mă împuternicez dumneavoastră ca urmare a hotărârilor pe care le adoptăm. Nu se poate adopta o hotărâre în care Consiliul Local Târgu Ocna spune că votăm și eu mă duc și spun nu votez, sau cum nu se poate nici reciproc. Consiliul Local spune nu votez și eu mă duc și spun votez, că eu sunt altfel. Păi haideți să vedem un pic. Pentru că așa este stipulat în caietul de sarcini și în statutul societății CRAB. Și materialul ăsta nu-l votează Târgu Ocna, îl votează toate cele 80 și... UAT-uri care sunt parte acționari cu procentul fiecăruia de reprezentare cât are. Dar n-ai cum să faci altfel. Păi, ori, dacă în funcționarea acestei societăți se stipula în statut că primarul, în calitate de ordonator de credit, votează după conștiința și după voința și după... era altceva. Dar aici noi suntem într-un mecanism pe care nu-l putem încălca. Noi am venit și am propune niște materiale primite de către și însușite de către organismul CRAB cu tot ce înseamnă avizele și aprobările de către instituțiile abilitate, îl supunem spre aprobare, dumneavoastră și toate celelalte consilii locale adoptă hotărâri sau emit o hotărâre de adoptare sau de respingere și ele merg mai departe. Dar nu putem așa, votăm să-l facă la cum dorește. Nu există mersul ăsta. Da, domnule. Trei subpuncte. 1.1, 1.2, 1.3. Puteți vota pe la pachet? Puteți votăm separat. Haideți, domnul consilier, eu cred că dezbatem firul în 4. Ne vom bate. Păi, e dreptul dumneavoastră. Eu pot să... Punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Măciucă. Se abține cineva? Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economice a proiectului a listei de investiții prioritare a valorilor investițiilor aferente Consiliului Local Târgu Ocna și a participării Consiliului Local Târgu Ocna la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Raport de avizare, Comisia Juridică, domnul Drăgănuță. Avizul este favorabil, 4 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Comisia pentru Urbanism. Aviz favorabil cu unanimitate. Comisia de Studii Economice, doamna Leuleaca. Aviz favorabil cu 5 voturi. O să dăm cuvântul nou. Doamnei Sărmâna, doamnei Adam.
foarte scurt o să vă spun despre proiectul major de dezvoltare în care pentru care au fost emise decizii de finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Lucrăm la etapizarea acestui proiect investițiile în acest an de eligibilitate a proiectelor, după cum știți, se trebuie de 35%. Lucrăm la etapizare, cum spuneam, 19 miliarde de euro vom cheltui în acești ani. Până la 680 de milioane de euro vom face o aplicație de finanțare conform ghidului solicitantului publicat spre consultare vinerea trecută. Termenul estimativ de depunere a aplicației este decembrie în acest an. Doar noi și cei operatorii regionali care au decizii de finanțare obținute vor putea depune aplicații pe programul de dezvoltare durabilă. Asta înseamnă că vom continua investițiile. Revenind, sau precizând acum strict investițiile pe Târgu Ocna, pot să spun că ați aprobat o listă de investiții de 20,4 milioane de lei în 2020, pe o documentație pregătită cam în 2 ani, asta înseamnă că prețurile erau din 2018, iar în momentul de față, în documentația pe care vă supunem aprobării, pentru Târgu Ocna aveți investiții, sunt prevăzute investiții de 29,77 milioane de lei. Este o creștere a valorii investiției de 46% datorată inflației, COVID-ului, după cum știți tot ce s-a întâmplat în România în ultimii ani. În Târgu Ocna avem investiții incluse în 3 contracte de lucrări și cu permisiunea dumneavoastră o să vă spun și stadiul acestor contracte de lucrări. Avem extindere, reabilitare, rețele, distribuție, apă și canalizare, incluse în contractul numărul 5, le-am și lotizat pentru a nu ne bloca în licitații și avem reabilitare rețele de apă pe aproape 8 km, extindere rețea canalizare 9 km cu conducte de refulare de 3,6 km și stații de pompare apă uzate aferente, 18 stații. Al doilea contract de lucrări, aducțiunea, care vom monta conducte de aducțiune de 8,5 km. Contractul acesta este atribuit și după ce obținem autorizația de construire și dăm ordinul de începere a lucrărilor și punem la dispoziția antreprenorului terenul, durata de execuție de 20 de luni. În momentul de față, pentru că autorizația de construire are nevoie de avizul și altor UAT-uri, facem demersuri și cu celelalte consilii locale să obținem avize și de la domnii primari, să obținem autorizația și să putem începe lucrările. Îmi cer scuze, n-am spus stadiul primului contract de rețele, de apă și canalizare. Aici suntem în licitație, în evaluare tehnică, foarte curând, dacă avem un antreprenor câștigător, vom semna contractul. Al treilea contract, reabilitare, extindere, facilități de captare, magazinare apă și facilități de transport în stații de epurare apă uzate. La dumneavoastră avem montajul conductei de aducțiune pe aproape 7 km. Estimăm să lansăm licitația de proiectare cu execuție la începutul anului viitor. Referitor la cofinanțare, cum ați văzut în materialul pe care vi l-am înaintat, diferența în cazul UAT Târgu Ocna este de 177.000 de lei. 382 cofinanțare ați aprobat în 2020, acum 559.000 de lei. Vorbim de o diferență de 177.000 de lei. Pentru orice detalii tehnice, domnul Codrin Păuceanu, colegul meu și diriginte de șantier, este dispus să vă răspundă. Eu sunt mai nouă, am venit la Bacău. Am și eu nevoie de câteva stres, apartate cu două luni de zi. Ierni, veri, cum facem să le schimbăm rețeaua de apă
canalizare. Suntem pe proiect european. Nici nu s-au terminat garanțiile, nici nu s-au recepționat încă. N-am înțeles, domnule. Ierni, intră la replicare cu conductă apă potabilă. Aceeași secțiune. Unde scrie treaba asta? Uitați în documentare. Ierni și Veri. 400 de metri și 100 de metri. Exact în masa locală. Reabilitare rețea de apă, unde apare strada Ierni? Reabilitare. Veri și Toamne, scuzați. Veri și Toamne. Veri și Toamne. 408 metri, Veri, și Toamne 272. De aceea în proiect. Da. Le-am asfaltat, acum venim cu reabilitare cu pretele de apă. Și care e soluția dumneavoastră? Păi nu, dar urmează care le-am asfaltat și acum le facem din nou? Nu, eu vă întreb care e soluția dumneavoastră. Ia și doamna, dacă aduc bine aminte, și în 2020, în luna octombrie, ne-am povestit aceeași film. Reabilitarea, cu treia. Păi și dacă proiectul ăsta de master plan, care este finanțat cu fonduri europene, a început în anul 2014, cu trei ani înainte de a se derula proiectul, tot cu fonduri europene, valorificarea potențialului turistic în orașul Târgovna. Și el, din diverse motive legislative, lipsa constructorilor, a constructorilor neserioși care au venit la licitații și au îngreunat lucrările astea, lucrurile s-au schimbat exact pe dos. Noi, la vremea respectivă, după ce am obținut și am semnat contractul cu constructorul pentru proiectul nostru, noi am anunțat compania regională de apă și am spus că nu se pot bloca două proiecte care se suprapuneau unele pe altele. Și atunci, de aceea aceste valori se modifică și se vor mai modifica. Pentru că proiectul cu finanțare europeană al nostru, care avea un parcurs și avea și constructor, avea și funcționalitate și trebuia să-și urmeze calendarul, a început și a mers înainte. Iar astăzi, la 30 septembrie aproape 2023, încă nu este nici stabilit constructorul pe acest POIM, la momentul când se va stabili constructorul, proiectantul acolo va găsi soluția de a asfalta 100% strada, dacă o deteriorează. Sau vor face furaje subterane, acolo unde permite zona. Din păcate aici suntem. Am fi compromis și proiectul nostru, dacă îl blocam, am discutat cu Agenția Nord-Est, v-am informat și când în Consiliul Local de fiecare dată, că sunt mai multe străzi care au aceste probleme. Și mai multe, dacă permiteți, domnule primar, și mai mulți beneficiari de fonduri europene. Absolut. Și Ministerul Dezvoltării cu Ministerul Fondurilor au încheiat un acord și au stabilit modalitatea în care se depășește această problemă. Sunt soluții. Dacă ajungem la partea de a reface, costurile, evident, nu sunt în sarcina UAT Târgu Ocna, dar sunt soluții tehnice pe care le putem aplica, așa cum a zis domnul primar, cu proiectantul pe care îl avem alături și de la caz la caz, cu subtraversare, cu o altă soluție pe care o să o dea proiectantul și trebuie aprobată de noi și de supervisor, pentru 400 de metri pe strada Doamnei, 270 pe Veri, garantat vom găsi soluții. Am înțeles. Păi vorbim de străzi de reabilitare. Da, sunt și rețele, adică, da. Și cu de la Coapă Rece. Perfect adevărat. Da. Eu ce am vrut să spun, că ministerele știu problema și au soluție. Și agreată situația aceasta. Da, este acceptată. Este reală, da. Care se întâmplă. Dar adevărat că este normal să le spate după 3 luni de zile. Dar nu, nu spunem, nu spunem că le spargem. Dar nu le spargem. Dacă îmi permiteți, aceste... Dacă îmi permiteți, aceste domnul străzi... Domnul, haideți să nu ducem distanța că am făcut împrumut ca să spargem străzile. Vă rog frumos. Păi nu, dar le-am cofinanțat. Domnul, am cofinanțat să avem o stradă modernă, da? Da. Dacă, la momentul când vom avea un nou constructor pentru rețeaua de apă, el are obligația să aducă lucrarea la stadiul de acum. Este, nu-i treaba noastră. Soluții, domnul. Vă rog o soluție. Da? Vă rog o soluție. Soluția este să nu punem negru peste verde, cum ați învățat de la fostul primar. Să facem lucrurile de bine, și să puneți întâi gaze, apă și pe urmă asfalt. Ultima dată se pune asfalt. Nu invers. Doar că Uniunea Europeană... Da, dar eu am creat că nu-i cuprins în lucrul. Proiect. Aveți numai partipriuri, așa? Mai sunt străzi. Care stradă Ion Creanu? Ia haideți. Stradă Ion Creanu. Ce? Care? Unde? Aceasta are conductă de adus ciment. Da? Nu i-ați făcut nicio lucrare acolo. Domnul, sunteți iar într-o gravă eroare. Da, spuneți asta. Păi hai spuneți la cameră.
Ați uitat ce ați votat acum o lună de zile, domnul consilier. Domnul consilier, acum o lună de zile dumneavoastră ați ridicat mâna pentru strada Mihai Eminescu să fie reabilitată pe programul Anghel Zanini. Eu creangă, domnul. Este pe Anghel Zanini. Dumneavoastră ați ridicat mâna să fie reabilitată. Dacă ați uitat, îmi pare... Eu creangă. Domnul, cred că nu știți ce votați, domnul. Nu știu dumneavoastră ce face. Aia, știu. Și mai avem proiecte împreună cu Crabu, care nu au ieșit așa cum trebuie. Și cetățenii știu foarte bine asta, da? Avem canalizări care reculează, avem canalizări care se bat în trotuși și, cum îi spune, mediul nu ia nicio măsură. Da? Nu, hai să nu deviem de la dezbaterea de astăzi. Vrem să facem un oraș curat, vrem să facem un oraș racordat, vrem să facem un oraș canalizat. Vrem un oraș curat, vreau să parcați pe mușoare. Vrem și vorbiți de sute de milioane de euro și noi avem probleme mari în tăbăcar, da? În plouă, de așa mai departe. Mai vreau cineva să ia comandă? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cum menționat, aceste proiecte sunt doar să se facă, nu și calitatea lor nu este controlată și nu este văzută până la final utilitatea lor. Vă rog frumos să scrie. Mulțumesc! Credem acum cu proiect de hotărâri privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatei analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului orașului Târgu Onoș să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție tarifelor. Inițiator, primarul orașului Târgu Onoș. Comisia de domnul... Avizul este nefavorabil, un vot pentru, unul abținere și 5 împotrivă. Comisia pentru... Avizul nefavorabil. Comisia pentru... Aviz nefavorabil, 2 abțineri și 3 abțineri și 2 pentru. Mă scuzați. Da, vă doresc să facă decizii. Eu rog pentru că un mecanism intermediar aici, am răspuns solicitării companiei regionale de apă, în care, conform planului tarifar și al a tuturor documentațiilor avizate de către ANRSC și celelalte organisme, evoluția tarifară este cea care este prezentată în acest material. Eu vreau doar să amintesc ca să dezbatem aici și să preluăm toate informațiile de la doamna director general, pentru a nu mai fi puși așa cum am fost puși și ceva ani în urmă, când s-a dezbătut poate nu atât de suficient și s-a adoptat o hotărâre care la, în final s-a întors ca un bumerang împotriva noastră și la ora actuală avem de plătit 6 miliarde de spăgubiri pentru neadoptarea unei hotărâri din vechime, care s-a răstogolit vreo 4-5 ani în proces și la urmă acum suntem buni de plată cu toții. Mulțumesc. După cum știm cu toții, banii europene vin cu anumite condiții. Pentru cofinanțare de 2% în cazul UAT-urilor și de 6% în cazul nostru, și fac o mică paranteză, noi am primit, chiar astăzi am primit, precontractul de credit, Crabul contractează un credit de la BERT de 24 de milioane de euro. Ca să facem investiție, să suportăm, de fapt, cofinanțarea pentru acest proiect. Una din condiții, că ne place, că nu ne place, pusă de Uniunea Europeană, printre alte multe zeci de condiții ca să obținem acești 600 de milioane de euro, este să aplicăm niște tarife, după cum reiese, cum spun calculele din analiza cost-beneficiu. În momentul în care creștem valoarea investiției, automat
crește și valoarea și vor crește și cresc și tarifele pe care le suportă populația. Sunt mecanisme la nivelul Consiliului Local de a compensa pentru persoanele care sunt în dificultate tariful. Dar la nivel de operator, după cum bine știți, tarifele trebuie uniformizate și creșterea este calculată așa încât să fie suportabilă și e clar în conform legii calculată această creștere pe ani. Eu atât am avut de spus. Dragi, domnul Barbu. Da, am văzut materialul în 2020 când am aprobat planul tarifar. Avea o creștere pentru 2022 de 3,3%. Acum, pe nou tarif, o creștere 14,5%. În 2023, din încât 2,5, în 2025, este 19% majorarea. Este foarte mult. 3 ani de zile am plănuit cofinanțarea. De bună credință am aprobat în 2020 investiția, planul tarifar. La ora asta nu putem vota așa ceva. 3 ani de zile l-am plătit, l-am plătit majorat. Investiții n-am avut nimic. N-am beneficiat de investiții de nimic. Și așa ceva nu putem. Dacă se apucă de investiții, vom vota pe partea. Spune că avem 66.000 datori la CRAPA. Dar de ce nu am desfăcut din datoria asta care am plătit din urmă? Că am plătit tarif majorat și n-am beneficiat de nimic. Ce investiți între voi? Investiții? În 3 ani de zile, când data trecută, în 2020, am aprobat planul tarifar. 3 ani de zile a plătit apa plus canalizare 11 lei. Acum noi putem spune ca beneficiar de proiect că investițiile clar se vor face. Există decizii de finanțare pe 260... Nu, în 2020 nu era așa, îmi permite să vă contrazic, decizia de finanțare mai recentă, pe 216 milioane de euro. E o certitudine că investițiile în Târgu Ocna se vor face. Că nu s-au făcut, se vor face. V-am zis, extindere și reabilitare rețele de apă canal. Contractul este în licitație, execuția de lucrări în licitație. Avem contract atribuit pentru aducțiune și în ianuarie, februarie, anul viitor, lansăm și a treia licitație pentru execuție lucrării la dumneavoastră în Târgu Ocna. Tarifele, că ne place, că nu ne place, dacă nu le aprobăm, nici operatorul nu poate să susțină acest proiect și vă spunem, avem o cofinanțare de 6%, și nu îndeplinim o condiție de eligibilitate. Acest document, planul tarifar, este un document obligatoriu de aprobat pentru a rămâne eligibil și pentru programul de dezvoltare durabilă viitor, pentru diferența de la 19 la 685 de milioane de euro. E păcat să periclităm investiții în tot județul de asemenea valoare, pentru că cresc tarifele, cresc. Cresc tarifele pentru că va crește calitatea acestui serviciu. Așa mi s-a spus și data trecută și regulează canalizarea. E o problemă, nu știu, mă informez. Nu am, dați-mi voie, eu la CRAB lucrez de săptămâna trecută, nu am în subordine direcția tehnică, mă informez și chiar și îl informez pe domnul director general și cu siguranță pentru astea două aspecte. Rețea de canalizare care refulează și rețea de canalizare deversată în Trotuș, venim cu răspuns către dumneavoastră. Da, ne-am notat chiar către Consiliul Local, dacă sunteți de acord, pentru domnul primar, informăm și luăm măsuri, clar. Nu știu problema. Banii s-au votat degeaba, dacă nu da, deci noi știm foarte bine că avem și canalizare nouă, care nu este funcțională. Înțeleg, băgăm banii ca să avem ceva mai bun, dar dacă noi ne întoarcem înapoi, ce facem? Nu ne întoarcem înapoi. Avem cartiere care nu sunt analizate. Doamne, noi vorbim acum de un lucru real. Ceea ce se întâmplă astăzi în orașul nostru. Fără acești bani, dacă îmi permiteți, o să rămâneți în situația asta sau va trebui, clar, doamne, să bugetul să la... Nu este corect. De fiecare dată ne spuneți acela lucru. Veniți și ne puneți în fața faptului împlinit, te rog să mă spuneți. Nu este corect să ne spuneți, domnule, dacă nu, ăsta vă lăsăm pe din afară. Nu, nu pe dumneavoastră. Nu, dar nu fac... Nu vă aminte cum ați preluat totul de la noi și... Eu nu asta am vrut să transmit și îmi cer scuze. Nu puteți să veniți să ne spuneți, domnule, dacă nu vreți să semnați, să fiți de acord, nici nu am spus asta. Dar nu am spus asta.
Dacă îmi permiteți. Spuneți-ne și când se reabilitați conducta de aducțiune la... Păi asta este în cele 7. Asta este care avem constructorul. Da, deja am atribuit contractul. Sperăm ca în octombrie, nu, sperăm ca în octombrie să dăm ordinul de începere. Nu fac șantaj, n-am făcut niciodată. V-am adus la cunoștință. Vă rog să vedeți cum vă bine. Mulțumesc și îmi cer scuze dacă am lezat pe cineva. În 2020, în noiembrie, tot așa cu planul tarifar și ceva, nu s-au făcut investiții deloc. Noi am plătit tarifele majorate. De nu știu eu, în calitatea mea de, acum zic, de locuitor la orașul, cumva că am fost trași pe spoară. Probabil vom plăti în continuare încă așa și probabil vom fi trași pe spoară în continuare, pentru că așa văd eu problema. Deci, și creșterea asta pusă aici, dacă facem calcule de la bază până la... Deci, coeficienții cumulați, înseamnă crește de 60% în 5 ani. Oare salariile și pensiile noastre vor crește cu 60% în 5 ani? Asta, pun și eu o întrebare. De ce trebuie să suportăm așa pe umile noastre, pe schimbarea noastră? Birocrația și incompetența a CRAB-ului, a ministerilor și a celor care administrează fondurile europene. Asta am spus și eu. Da. Decizia NRE este din 2021. Înseamnă că în 2024 va veni altă decizie a NRE, alt tarif. Și mi se pare bizar, SECRAB solicită majorare de tarif apă uzată. OATT Bucna plătește 200.000, peste 200.000, la ora actuală pentru schimbarea într-un zon de canalizare. Unul casează banii și altul schimbă conducta, nu mi se pare normal. Și CRAB are investiții de... Nu, da, la Târgu Ocna, dumneavoastră încasați bani pe canalizare, ape pluviale și celelalte. Și noi schimbăm conducta de canalizare la Târgu Ocna, de banii orașului. Pentru că aveți competența să faceți lucrul acesta, iar noi facem și pe fonduri europene, că suntem eligibili pentru proiecte la nivel județean și din bugetul propriu. Deci, CRAB-ul face investiții în limita bugetului pe care îl are, dar prioritar este să cofinanțeze un... Și a avut ISPA, programul operațional de mediu. Ia acest proiect pe POIM și v-am spus, garantat mergem în programul de dezvoltare durabilă. Doar așa se fac proiectele mari, iar punctual pe investiții pe anumite străzi, ori interveniți dumneavoastră, ori le comunicați către noi sau deja le știm noi și vor fi prinse în planul de investiții al companiei, care e anexă la contractul de delegare. Nu avem și noi obligații către dumneavoastră, conform contractului de delegare, să facem anumite investiții. Ele trebuie discutate. Poate n-a fost foarte bună comunicarea cu noi. O să o ajustăm. Așa încât să și pregătim bugetul pe anul viitor și noi. Să prindem și aceste... În primul rând avem de rezolvat aceste probleme pe care mi le-ați semnalat, rețea nouă care nu-i funcțională, refulări. Le rezolvăm. Domnul, bun, dacă mi-a lucrat de acum un an și ceva, 100.000 apartamente pentru gardă de mediu pentru diversării de apropiere, focalizare. Dacă îmi permiteți să vă întreb, sunt rețele predate CRAB-ului? Nu. Nu, nu. Am înțeles. Acum, dar vezi, îți mie. Înțeles. Tarifele din se aplică tuturor și Bacău și... Da, da, asta e condiția. Asta e condiția. Dacă este să fim așa, pe noi ne costă mai puțin să primim apa de la Bacău, Bacău cu stațiile de pompare și ce se întâmplă. Și să nu uităm, dragii colegi, municipiul Bacău și Consiliul Județean dețin 90% din ARPI. 98%. Din ARPI. Da, am zis bine? Nu, din CRAB. Din CRAB, din ADIP. A, la ADIP e... Nu, și CRAB, nu, nu, din CRAB. Iar din celelalte CRAB. Localități, diferența până la 100%. Deci, înseamnă că noi n-am nicio putere... Știu unde să avem, trebuie să votăm. Mă rog, asta e viața. Nu sunt regulile noastre, nici măcar ale Ministerului. Procesul de negociere pe condițiile din ghid sunt tare dure. Le negociază... Nici... Este tot. Vă rog. La președinta întâlnirii cu preașul coleg sunt aproape 3 ani. Era o colegă de-a dumneavoastră, încerc să nu mai știu cum
cred că doamna Nina Chiperi. Și la fel Chiper. Că susținea cu tărie necesitatea investitor. Și așa și unul din argumente era, că mi-a rămas de atunci, pierderile foarte mari care sunt în rețele. E adevărat. Și știu că la Trăuna, care au intrat, erau pierderile peste 60%. E adevărat. În 3 ani de zile au scăzut aceste pierderi. Sau... Acum, odată ce noi n-am făcut investiții din... Cifra asta de 60% este enorm. Ce să vă zic? Deci au trecut 3 ani, mai știu cumva procentul, dar că acum... Odată ce n-am investit nimic, este clar că procentul este ori același, ori un pic mai mare. Cel puțin egal cu... Cel puțin egal. Ca la nivelul județului, da. Secret, o pierdere medie. Cam tot pe acolo sunt. Da. Da. Acum, ce să vă zic? Și Comisia Europeană. Eu am fost manager de proiect la CRAB o perioadă, din 2010 până 2013, pe programul de mediu. Condiția de atunci era să ne conectăm și la rețele de apă și branșamente la apă, conectare la canal, 100%. Nu am dat bani înapoi. Deci, ușor, ușor, ei sunt flexibili după ce văd că facem lucrări și atragem banii de la Uniunea Europeană. În schimb, au niște fixații, cum un exemplu e acest plan tarifar. Aici nu avem rabat. Legat de pierderi, la fel, de pe perioada trecută de programare, ar fi trebuit să le reducem mult mai bine. Doar că au permis cu acordul Ministerul Fondurilor, cu acordul Comisiei Europene, să fazăm proiectele. Din postul de mediu ne-am intrat în POIM. Din POIM ne ducem în PDD. Asta și nu-i numai vina ministerelor, și Comisia Europeană a lansat POIM-ul foarte târziu. Mă rog, acordul de parteneriat s-a încheiat târziu și evident că avem toți întârzieri. E firesc să vă puneți problema că în 3 ani n-am făcut nimic. Dar acum, nu că vă promit, nu pot să promit decât să vă dau date exacte, să vă ținem informați, măcar o dată, cam o dată pe lună sau mai des, sau cu stadiu. Pentru aducțiune, odată ce avem contractul atribuit, vom obține și autorizația de construire, că și astăzi am fost la Doftana, de unde în momentul de față avem de obținut niște documente. Ca să lămurim lucruri, miercurea viitoare mergem cu proiectantul, deși n-a fost luni de zile, am reușit, vine miercuri, merg cu el în teren. Eu sunt hidrotehnist la bază. Am făcut diriginție de șantier pe apă, canal, că asta am terminat prima. Și apoi am făcut administrație și din 99 am lucrat în administrația publică la Neamț, Piatra, Neamț, primărie și CJ. Vă înțeleg indignarea. Știți mecanismul proiectelor europene. Am venit în Bacău de săptămâna trecută ca să stau pe termen lung și e clar că o să stau în șantier. Inginer la bază. Cu colegul meu, cu echipa, avem în licitație și contractul de supervizare. Asta înseamnă că până la sfârșitul anului vom avea și echipa diriginților de șantier și e clar că vom sta aici. La momentul 2010-11 era, cred că, doamnă primar și același lucru am zis. Și au continuat colegii mei din CRAB. Eu asta pot să vă spun. Și îmi pare rău că am transmis un mesaj. Sunt mai dur așa câteodată și îmi cer scuze că am transmis un mesaj eronat, că impunem. Nu impunem noi. Din păcate, după cum știți și ați văzut și pe alte finanțări, condițiile astea previn de la Comisia Europeană, Ministerul ne ceartă pe noi și noi venim să vă rugăm să ne acordați sprijinul să facem. Și mai departe trebuie să vă convingem, dar ne trebuie cel puțin un an, eu zic, din momentul de față, chiar să vă conving și eu personal și colegul și apoi CRAB-ul, că chiar facem. Și zic asta, un an, am avansat termenul de un an, că avem un contract semnat, adică clar începem niște lucrări aici. Și trebuie să vă informez în continuare și ce facem în etapa 2, că banii avem, după cum v-am zis, numai până în decembrie. Vă țin informați. Și eu vreau să spun ceva. Nimeni nu se simte confortabil când într-un for, fie al executivului sau al deliberativului, trebuie să adoptăm niște modificări de prețuri și un plan tarifat evoluție, cu o evoluție crescătoare. În schimb, mi-aș fi dorit ca să putem Târgovna să venim și să spunem, așa cum a întrebat domnul consilier, ca la Târgovna să scadă valorile de pierdere. M-am întâlnit zilele trecute cu domnul consilier Barna și a ridicat bine problema că noi schimbăm o bucată de conductă de canalizare. Tocmai de aia, pentru că conductele sunt în proprietatea și în patrimoniul orașului. Sunt rețele vechi, sunt și rețele noi. Dar aici este paradoxul. Pe rețele noi
proprietari care ar putea să beneficieze de acele servicii, din diverse motive, nu se îmbranșează și acolo rețelele nu au capacitatea de încărcare, iar pe rețelele vechi sunt tot felul de situații. Târgovna se află pe o zonă cu balast și cu nisip. De aceea pierderile de 60%, poate pe anumite sectoare chiar mai mult, gândiți-vă cât curge pe o fisură, ani de zile, până a ieși la suprafață, în condiții în care solul este un material de tip balast. În balastul ăla curge și se duce natural și gravitațional spre râul Slănic sau spre Trotuș, timp îndelungat, până când reușește să satureze toată zona aia și apoi să spargă asfaltul la 2 metri. Așa am găsit pe, uitați, alaltă seară discutam cu domnul consilier. Cartierul Tisești a rămas fără apă pentru că a pocnit o conductă de azbociment și nu știu dacă ați văzut pozele, să vedeți cam ce gaură avea aia și cum umplea cu apă când a ieșit la suprafață. Dar același lucru și presiunea s-a întâmplat și în pământ de nu știu cât timp. E foarte complicat. Acum în 2020, când cu toții eram, cred că prima sau a doua ședință am dezbătut iarăși planul tarifar. A doua ședință, cred. Ce am făcut de atunci? Și noi, în calitate de autoritate executivă, și CRAB-ul. Eu nu vreau să le țin partea CRAB-ului, dar vreau să spun niște mecanisme. Acest program regional POIM, în care eram implicat cu toții, s-a încercat și s-a obținut un an de zile, au fost dezbateri cu Uniunea Europeană, să poată rupe acest contract mastodont, care au fost două sau trei licitații la pachet. S-a încercat să obțină avize să se scoată pe loturi. S-au făcut 5 loturi. Noi am fost un lot și a fost scos la licitație ca un lot. Și ne aducem aminte că am dezbătut aici. Nu a fost nici așa constructor din diverse motive. Sau a fost un constructor care a fost incorrect cu documentația. Văzând lucrul ăsta, eu am și datorită schimburilor de documente care le-am avut cu CRAB-ul și presându-i că avem proiect european și că cu siguranță vor fi niște costuri pe care nu și le asumă nimeni, au rupt iarăși documentația din lotul ăla de 5, a scos doar Târgovna singură la licitație. Și a fost în licitație luna trecută. Și s-a dovedit încă o dată că a depus cu un singur constructor sau un consorțiu de constructori, care nici aia nu pot fi declarați eligibili pe diverse situații ale lor pe care le-au pus acolo în documentație. Iar ăsta este efortul unor oameni, a dumneavoastră, a nostru, a echipei. Și suntem în faza asta. Iar prețul este un preț unic, tarifar, așa cum sunt la toate utilitățile, la energie, la gaz, la, nu știu, la alte utilități, așa e și la apă. La nivelul județului Bacău, planul ăsta va fi integrat și pentru Târgovna, și Târgu Trotuș, și, nu știu, vecinii noștri de aici și tot și aia de la Săucești. Târgovna, da, Târgovna va beneficia cu o proporție din programul ăsta POIM, dar sunt localități care vor fi puse în situația să adopte și ei planul tarifar, dar să nu aibă investițiile astea. Nici măcar astea. Și atunci, eu nu spun că suntem privilegiați sau suntem cu un pas înainte. Și chiar autoritatea CRAB și ADIBU, unde suntem acolo pondere 1-1, ceea ce spuneați dumneavoastră, am venit și am susținut că utilitățile dintr-un oraș și adresabilitatea într-un oraș este mult mai mare decât adresabilitatea într-un mediu rural. Pentru că și mediul rural trebuie să fie ridicat la standarde. Dar aici pierderile sunt enorme și atunci s-a încercat să se găsească soluții și să, din aproape în aproape, să se reducă și să se facă investiții. Da, la Răducanu schimbăm acolo noi, printr-un parteneriat cu CRAB. Ei au furnizat conducta, cu costul de conductă, nici nu mai mi-aduc aminte cât costă, și noi să facem manopera de montare și de săpare a ei. Și tot am amânat, am amânat pentru că a fost și cu suprapus și cu proiectul, a fost suprapus și cu evenimentele care le-au avut instituțiile din zonă, școala militară, cu examen, cu toate alea și anumele. Hai să nu deranjăm comunitatea, mai facem și noi un șans pe mijloc. E un lucru complicat. Nimeni nu-și dorește să crească în nebunia în care ne învârtim acum cu toată țara, cu presiunea și cu evoluțiile astea incorrecte. Dar n-aș vrea, și aici de-aia vă rog să mai dezbatem câte nevoie, n-aș vrea ca decizia noastră de astăzi, a dumneavoastră și a noastră să o însușim, ca peste timp tot comunitatea locală să mai plătească și penalități și dobânzi și să o distribuim general. Adică acum, dacă se schimbă prețul, cel care consumă mai mult va plăti clar mai mult pe unitatea de produs, cel care poate să facă economie, să-și gestioneze veniturile, să plătească mai puțin. Dacă se întoarce ca un bumerang, vom plăti toți unitatea.
din bugetul local, nici măcar nu mai recuperăm. Asta vreau eu să spun, să reamintesc. Eu nu pot să influențez cu absolut nimic și nu, nici eu nu sunt bucuros că trebuie, că și toți suntem locuitori ai localității. Dar facem parte dintr-un mecanism. Mulțumesc. Aș vrea să pun o întrebare, destul de simplu, zic eu. Da? Dacă se dovedește că canalizarea a fost făcută defectuos, Crabul își asumă această situație și va păsui orașul Târgovna și va lăsa ori la un plafon de preț mai mic la apă, ori va înlocui conducta care e defectuoasă? Da, este ca o rețea să fie lăsată defectă. Mecanismul eu vorbim ce se întâmplă pe proiecte europene. Noi nu se rambursează banii dacă lucrarea nu respectă toate regulile. Se face execuție, se transmit documentele, inclusiv de calitate. Inclusiv ce a fost făcută, s-au făcut acolo niște semnături că totul e ok, da? Nu au fost băgate în seamă, eu știu eu, unele reclamații ale cetățenilor, că nu corespunde adâncimea, cum îi spune, canalizării la care unii cetățeni nu s-au putut racorda pentru că a fost diferență de înălțime. Și în toate actele scrie, racordăm 90% din populația orașului de Bocă. Și în realitate rămâne pe rețelele vechi și doar crește cu 2% sau 3%. Asta nu este investiție. E cuvântul dumneavoastră contra faptelor care ne sunt de fapt. N-am venit pe vederea foarte răzândos, dar eu personal tot ce am făcut am dus la lapă. Și lucrez pe proiectul europene din anul 2000. Vă cred ca om, dar nu vă cred ca reprezentant al instituției. Am venit în calitate de reprezentant al instituției și rugămintea mea s-a analizat, așa cum a zis și cu primar, documentul supus votului. Vă înțeleg nemulțumirile legate de ce a făcut Crabu sau legat de rețele și de apă canal. V-am spus să pot remedia. Eu cred că n-a fost o comunicare foarte bună între noi și dumneavoastră și nu există o problemă tehnică care să nu aibă soluție. Nu se poate rezolva rapid din cauza banilor, dar eșalonată, luat pe tronsoane, pe străzi, să pot rezolva lucrurile. Dar acest subiect e tangențial cu cel pe care noi l-am adus spre dumneavoastră să-l analizați și să-l analizați în vederea aprobării. Am întrebat la un director în 2024, să fac 3 ani, de venit cu o decizie în dreptul anului SCC, majorarea, de 3 ani. Aia, 2018, 2021, urmează noiembrie 2024. Păi cum, la urmă, alte prețuri. Rata inflației? Nu, se va intrebi total. Da. Dacă facem investiții, da, dăm șansa ca la un moment dat, ca în toate țările civilizate, da, să scadă prețurile, alte soluții. Acum, și eu sunt cetățean. Sau să rămână la acel nivel datorită inflației, să nu mai crească. Dar trebuie să facem, va trebui să facem investiții ca să ajungem și la 200 de lei apa și canalizarea la Crab. Energie electrică, facem 150. Imerg cu apa, decât apa canalizată, decât energie electrică. Rețelele de apă și de canalizare au fost tare deficitare în România, nu numai în zona noastră. Investițiile în apă canal sunt foarte scumpe. Domnule, da, eu aș vorbi tot despre pierderi mari de apă. Se știe că la Târgova se pierde la apă, să fie 60% la aceeași media cu și pe teritoriul județului. Dar cred că dacă am cheltuit înlocuirea acestui am avea câștigat. Deși acasă, dacă la o chiuvetă e o conductă care creează pierdere. Dacă noi lăsăm așa să curgă o săptămână, o lună, costă mai mult plata
a avea o pierdere, deci dacă am cumpărat o patere, așteptăm să iasă apa în pământ, să ne spună că am pierdere. E clar că trebuie să locuim mai bine de jumătate, dacă s-a gătat. Să intervenim, să locuim, să locuim, pentru că am face economie pentru noi. Asta, și la asta e, nu știu, la că nu s-a înlocuit de un timp, pierdă mesea să registrează sau de un timp, și dacă se ajunge o condamnare, nu e o soluție, soluția nu trebuie înlocuită. De asta și avem de la minister pe rețele, dar și la voastră. Operatorul, v-am zis, face investiții. A suportat, a avut credit și pentru ISPA, credit și pentru programul de mediu. Facem credit în continuare. Efortul nostru e susținut tot în ideea să facem investiții, cel puțin pe fonduri europene, noi suntem... Că altfel, să nu fie pierderi. Doar așa reducem pierderile. Plătim apă pe care nu o consumăm, mai bine cumpărăm. Acum... Rețelele prinse în proiect nu sunt suficiente. Cu siguranță volumul rețelelor care necesită reabilitare este... Asta e o prioritate. Ele au fost prioritizate în master plan. Și master planul se actualizează. E documentul de bază care stă la baza obținerii unor finanțări. Acolo vom interveni din nou cu actualizarea de master plan, dacă... pentru PDD probabil. Și atunci diferența de rețele care necesită reabilitate vor fi sunteți eligibili și pe programul de dezvoltare durabilă, sunt inclusiv OAT-urile sub 2000 de locuitori, nu sunt prioritare în schimb. Finanțarea de la Uniunea Europeană nu acoperă necesarul României, pe niciun domeniu, nici pe deșeuri și acolo acuși o să luăm amenzi de la Uniunea Europeană și nici pe apă. Și mai departe vor veni și mai puține finanțări, considerând că preaderarea și cu finanțările de după 2007 ar fi suficiente pentru noi. Vom mai obține finanțări, dar în fiecare perioadă de finanțare, de programare a fondurilor europene, volumul scade. Dar nu crește când dispar normal, cu atentul, în aspect de chirie, pentru rezolvăteamă de la orice. Nu știu problema, mă informez și vă spun. Plătiți chirie? Plătim inclusiv chirie la un zilu, pentru rezervor de apă acra. Vreau să fie... A fost pe dat acra. A fost pe dat acra. Dar nu știu, pe dat acra. Păi, dar noi plătim chirie la un zilu. Discut la juridic și vă spun ce soluții legale avem. Rezervorul de unde? Scuzați. Bâlcele. Am notat. Să punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Am ridicat așa, că domeniul meu așa... Vă ridicăm așa la jucată. De aia mă punța care a făcut sticle. I-am putut și pomit. Păi, nu mă vreau, asumați-vă. Social de mai aproape de popor. Da. Se abține cineva? Eu votez împotrivă. Eu votez împotrivă. Cu mențiunea că încrederea se pierde o singură dată. Atât avem cât avem deficiențe mari. Traful de când am luat naștere, cam așa merge. Acum că a trecut, rămâne să arătați noastră că nu am dreptate. Da, da. Am o misiune, nu tocmai grea, vă garantez că... Evoluții pozitive o să vedeți. La... Eu mă ocup de proiect. Trecem acum cu numărul 5. Cu colegii, nu eu. Deci singură și cu directorul general. 10 voturi pentru, un vot împotrivă și 5 abțineri. 4. 5. 5, da, corect. Ce compania regională de apă și alcoolistă a terenului aferent investițiilor în cadrul proiectului regional de dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată în Sfântul Bacău, perioada 2014-2020. Deci, atunci, în primarul orașului Sfântul Bacău, Comisia pentru Urbanism. Aviz nefavorabil, două voturi pentru cinci. Comisia pentru Urbanism. Aviz favorabil, cu unanimitate. Comisia de Sfântul Bacău. Aviz favorabil, unanimitate.
Cine vrea să ia cuvântul? Da, mulțumesc frumos. Cine vrea să ia cuvântul? Să punem la vot. Cine este pentru? Și doamna... Da? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul 9. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Mulțumesc! Eu mai stau să terminați acum după diversa. Vă aștept pe hol, vă aștept pe hol. Eu vreau să vă amintesc ceva la diverse, vreau să informez și Consiliul Local, așa cum l-am informat și la ședința precedentă, cu situația din Gura Slănic. A fost săptămâna asta luni, Comitetul Județean de Situații de Urgență și pe ordinea de zi a fost analiza raportului făcut de către o societate Geoscan Service, autorizată în aceste tipuri de evenimente, de situații. Nimeni nu este bucuros de ce s-a întâmplat acolo. Marți am avut ședință de Comitet Local de Situații de Urgență, în care a fost reanalizată situația. Acum două săptămâni a fost și o ședință în cartier și am prezentat acest raport cu acele concluzii preliminare și am solicitat ca locuitorii proprietari din zonă să, pentru o mai bună transparență a situației și a evoluției lucrurilor, să fie prezenți la dezbatere și la evoluția documentațiilor. S-au desemnat doi locuitori ai din zonă, au participat și marți la Comitetul Local de Situații de Urgență. Raportul prevede că ar trebui să urmăm două măsuri de impermeabilizare a zonei, dar acele măsuri pot fi puse în realitate în baza unei documentații de proiectare. Prin hotărârea pe care am luat-o în Comitetul Local de Situații de Urgență, solicităm sprijin instituțiilor abilitate, Agenția Națională de Reglementare a Resurselor Minerale, Apele Române, Protecția Mediului, cei de la Ariile Protejate, pentru că este o lucrare foarte, foarte complexă, în primul rând ca zonă de proiectare și de identificare a soluțiilor și apoi partea a doua, punerea în practică a soluțiilor care vor rezulta din acel proiect. Pentru că acolo ce s-a întâmplat este la limita zăcământului, fiecare parte, până la urmă zăcământul este a statului român, a României, noi suntem doar cei care traversăm o perioadă destul de dificilă prin acel cartier cu acea stare. Pot să vă informez că raportările și supravegherea este zilnic acolo, evoluția ei este măsurată permanent și cu supraveghere video, dar și prin măsurători de specialitate. Acolo zona este stabilă, doar acum că natural acel con care s-a creat prima oară tinde să se așeze natural, adică marginile se tot așează, pentru că unghiurile, spun specialiștii, că unghiurile în balast undeva 70-80 de grade, aici probabil știe mai bine domnul consilier Alexandru sau domnul consilier Robert, pentru că sunt și implicați direct în activitatea de la Salina. Dar și Salina este un partener în situația asta, de la bun început și-a asumat partea de a fi alături de autoritatea locală, de cetățeni, să se identifice cele mai bune soluții, ca acolo lucrurile să intre într-o normalitate. Asta am vrut eu să vă spun. Această hotărâre o să înaintăm și către Comitetul Județean de Situații de Urgență, pentru că ce s-a întâmplat acolo se încadrează într-o calamitate naturală și atunci mecanismele unei calamități naturale trebuie să fie susținute de către toți factorii implicați. Autoritatea primăriei nu are specialiști care pot să facă evaluări la
subsolul de acolo. Ca suprafață s-a mai întins? Asta v-am spus. Ce s-a întâmplat prima oară? S-a produs un con de aproximativ 100 de metri pătrați, dar în jurul acelui con, de fapt înspre râul Slănic, au mai fost niște fisuri care s-au văzut de la bun început. Ei, acele fisuri s-au mai distanțat, adică se vede clar că la un moment dat acolo, natural, malul se va stabiliza. Exact când faci un mal în balast. Acolo este un balast, deci dacă ar fi o rocă sau un pământ dur, ăla și-ar menține forma. Dar atâta timp cât e doar o zonă de balast, ea tinde natural să se mai rupă, se mai așează, până când va intra în unghiul care matematica îl stabilește, nu ne dorim noi. Este stabil, adâncimea nu a mai evoluat. Acolo se pare că sunt niște ape subterane care la un moment dat au avut o viteză foarte mare de a crea spălarea lentilei acele de sare, pentru că s-auzea un șuvoi de apă. Din momentul, dacă la început salinitatea de acolo a fost undeva la 140 sau 180 de grame pe litru, astăzi sau zilele acestea a scăzut la 12 grame pe litru, deci asta înseamnă că ce a fost acolo, practic, a fost o acumulare de apă, a dat de o zonă de sare, a topit-o, s-a format o saramură care a dispărut, cred că, spre Slănic și acum doar ce vine din acele izvoare subterane traversează zona, dar nu se mai încarcă cu saramură. Este o mare problemă pentru că specialiștii vin și spun cu cât încerc să dislocuiești apa de acolo, ea comunică, ea își va, ca și la o fântână, cu cât scoți apa, cu atât creezi un dren mai bun și o stimulezi ca să atragi în zonă. De aia este o situație foarte complexă acolo, din punct de vedere și tehnic, dar și proiectanții să se pronunțe și atunci vom apela prin celelalte instituții abilitate cu competențe să apară niște soluții corecte. Asta am putut să vă spun pe partea de evoluția situației din Gura Slănic. Poate acum, dacă se întâmplă cu două zile programe, poate colaborăm cu CRAP, schimbăm cu de adăugăciment. Deci nu e prima dată. Oricum, intre cea militarea la canalizare, că acele proiecte, apa rămâne. Acea lucru. Vor devia traficul pe diagonezul cât ar putea să altate să ieși în fiecare zi, pentru o singură, pentru 20 de case, o primul cartier între. Am solicitat deja echipei tehnice de la CRAB să facă o evaluare ce am putea să facem. Deja am primit zilele trecute până să se producă acest eveniment. Am solicitat la echipa tehnică și am înțeles că la nivel de conducere CRAB sunt în fața de a adopta și ne-a sprijini pentru o schimbare de conductă în Gura Slănic, pentru că și acolo cetățenii și așa sunt cei mai văduviți din punct de vedere a infrastructurii și să schimbăm o conductă de vreo 200 de metri de lungime de apă. Sunt vreo 10 proprietăți care nu au apă pentru că a fost o conductă veche, mă rog, strangulată, nici nu știu ce s-a întâmplat acolo, și am discutat și zilele trecute cu CRAB-ul să ne sprijine cu, măcar cu piesele și cu materialele și noi pe forța noastră să facem lucrările de săpătură. Sunt în discuție cu dumnealor și... Școală, centru de educare, cu diplomă voială și creșt. Ce școală? De educare. Școala națională. Dar nu e. Pe Ion Diaconescu, Ion Diaconescu este o stradă care e legată de magistrat. Da, când s-a spart Ion Diaconescu... Păi s-a închis tot. Păi s-a închis tot pentru că a crea acolo un întreg disconfort să curgă. Da. 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 Aș vrea să întreb, domnul primar, când are loc asfaltarea străzii Pisești spre centrul educativ, care a fost cuprins în bugetul de anul ăsta. Cum va avea loc asfaltarea? În momentul când se va încheia contractul de încredințare a lucrării, vă voi anunța. Sunt documentațiile avizate, sunt actualizate și suntem în faza de a lansa achiziția. Octombrie? Nu pot eu să vă garantez acum cât durează procedura de achiziție. Nu, pentru că știm ce înseamnă... 4 luni minim. Nu știu. Bugetul a fost aprobat la început anului. Păi a fost aprobat... Numai un moment. Prin bugetul alocat la începutul anului, s-a alocat o sumă. Da. Și din acea sumă am definitivat proiectarea,
Am definitivat documentațiile și avizele plătite către instituțiile și ultimul document care a venit, a venit însușirea la expertul tehnic sau nu știu cum se numește, verificarea proiectului. Sunt etapele astea făcute. Adică ne ținem de cuvânt. Da, vă țineți de cuvânt, dar vă readuc aminte că și anul trecut aceea stradă a fost prinsă în buget și nu mai... Și când a început proiectarea acolo, domnul? Păi nu știu când... N-a început anul trecut? Păi vedeți? Vedeți? Haideți acum... Chiar dacă sunt bugetate... Domnule consilier, și cu prezența mea aici și cu prezența dumneavoastră aici, lucrările și lucrurile în Târgu Ocna și evoluția lucrurilor în Târgu Ocna, dacă și dacă am fi în poveștile cele mai frumoase, nu se pot schimba mecanisme care au trenat de zeci de ani. Nu putem într-un an, în doi, în trei, să ridicăm standardul comunității spre un standard european mai mult decât ne permite bugetul. Haideți să nu ne... Păi haideți să vedem. Haideți să vedem câte localități în țară. Domnul consilier. Domnul consilier. Și panseluțele trebuie, domnul consilier. Și n-am cumpărat panseluțe. Da? Iar duceți într-o altă direcție. Alte flori mai frumoase. Mai, și mai frumoase. Da? Haideți acum să nu fim răbdăciuni. Din podul de peste Trotuș, din cartierul... Iar luăm tot tabelul ăla. Las mai... Dar bineînțeles, de fiecare dată când se face ceva, că văd că dați ignor total la problemele cetățenilor. Reabilitarea trotuarelor care a promis-o de 2-3 luni la Biserica Răzbucanu și pe strada Mihai Minescu, sunt valurile Dunării. Le-ați achitat, ați dat bani, proiect european și vădesc că vreau să iasă trotuarele așa cum sunt în Suedia, cum sunt în Germania, cum sunt în Canada. Și noi ne dorim același lucru și în final... Că... De ce le faceți din construcție strâmbe? Haideți, domnul, că nu le-am făcut eu. Haideți, spune că strâmbe. Dacă vă plac. Nu-mi plac. Trotuarele de acolo nu-mi plac și vor fi făcute în perioada, în derularea programului. Domnul consilier. Ieșim din proiect. Domnul consilier, suntem în derularea unui proiect. Constructorul are obligația ca pe toată perioada desfășurării lucrărilor să-și facă și să-și organizeze șantierul de așa natură și la data recepției, dacă nu mă la data recepției, lucrurile trebuie să fie conform proiectului. Asta pot să vă spun eu astăzi. După graficul pe care l-ați dat la toți consilieri, nu l-am dat eu, domnul. Suntem în grafic, ba da? Nu suntem în grafic. Nu vi l-am dat eu, domnul consilier. Nu, dar cine nu? Să știți că sunt clauze contractuale și de o parte și de alta. Constructorul va suporta clauzele contractuale dacă nu-și îndeplinește indicatorii. Dacă noi nu ne îndeplinim indicatorii, vom suporta noi. Asta deci, e la nivel declarativ. E, na, și tehnic. Dacă vă uitați pe strada Pârâu Vâlcica unde s-au surpat străzile. Nu face parte Pârâu Vâlcica din acest proiect. Nu face parte, dar dacă vă uitați, care tot dumneavoastră le-ați avizat și le-ați făcut cum trebuie, se surpă. Hai să vedem de ce se surpă. Tot cetățenii orașului. Păi de-aia spuneți dumneavoastră, de ce se surpă? Acolo ați găsit o... Cine ați găsit? Nu aveți satelitul ăla care spune când se surpă străzile. Noi suntem noi posesori de satelit. Suntem cei mai dotați. Da, domnul consilier. Da? Ce știți de standardul de la liceul CNG? Ce știți și dumneavoastră? Din presa ați aflat, nu? Nu am aflat din presă. Știu că inspectoratul școlar general face o evaluare acolo. Când o să avem raport, o să luăm la cunoștință. Am înțeles, am crezut că în calitate de cum aș fi. Păi ce știți și dumneavoastră? Că inspectoratul derulează o investigație acolo, o analiză. Eu nu am alte date. Dosarul din Poie și prima sondă este înăpădită de gruie. Eu nu cred că nici cuptul, nici Fonseca nu are capacitatea să facă o leacă în perimetru. Haideți să vedem că ansamblul osoar de acolo nu e așa cum spuneți dumneavoastră. Poate că prima sondă care nu e proprietatea noastră poate fi așa. Da, dar puteți să faceți, pentru că este trecut în locuri de vizitat în orașul de Bogna. Și n-ar vrea să vă mănânce șerpi pe acolo. În Vâlcele, da? La intersecția străzii Vâlcele cu Vlad Țepeș. Tot așa, trebuie albiarului să fie aranjat, frumos, făcut, așa cu aranjat. Nu numai acolo, domnule. Ce stațiune sunt? Nu numai acolo. Sunteți bună, domnul primar, cu activitățile gospodărești, asta vă spun. Haideți să punem mână de la... Am avut acum o săptămână, Let's Do It România. N-ați fost prezent, domnul consilier. Vedeți? Am fost prezent. Păi, tocmai. Când putem, facem cu toții muncă voluntară. Când avem alte activități...
Da, dumneavoastră trebuie să și, sunteți și plătit și remunerat. Și dumneavoastră sunteți, și astăzi ați fost plătit, domnul consilier, ca să nu votați nimic. Dovadă că am venit, nu. Nu, a fost plătit ca să fiți prezent. Am înțeles. Domnul primar. Am înțeles. Da? În folosul cetățenilor. Sigur. Și vă explic eu ce înseamnă în folosul cetățenilor. Exact. Da? Să primiți bani și să nu votați. Nu înseamnă supraevaluarea lucrărilor, nu înseamnă încredințarea licitațiilor, nu înseamnă toate chestiile astea, domnul primar. Putem un dialog aici sau... Nu, v-am spus, m-ați provocat și v-am spus. Nu, eu nu v-am provocat, vreau să mă provoc. În la Salina, la trecerea de pietoni, v-am spus și acum 5-6 luni, trebuie pusă o cocoașă pentru a limita viteza autovehiculor care se mișcă spre cartierul. Așa spuneți dumneavoastră. Întrebați acolo să vedeți... Dar eu nu pot să întreb acolo. Noi, ce puteți să întrebați? Reglementările circulației rutiere sunt organisme abilitate, domnul consilier. De ce vom avea stațiile de încărcare mașini electrice? Vă amintesc că acum 2 ani... Când se va acum 2 ani am dat pe studiul de rezabilitate 200.000 de lei și nu avem măcar o stație. Dar știți care este evoluția proiectului? Că eu am spus-o acum 2 luni de zile. Ia spune. A, dacă am venit, eu nu sunt aici la școală. Viață la mare. Viață la mare. Când crede dumneavoastră că un proiect este implementat în 2-8 ani sau în cât timp? Cam 2 ani ar trebui, dar atâta zice și Uniunea Europeană, să știți. Păi eu zic să mergeți în certați Uniunea Europeană. Așa cum aveți o șansă, vedeți la Comisarul Europeană. Dărmăneștiu, Dărmăneștiu face de la idee la proiect în 6 luni de zile, a putea să face nimeni mai mare. Aveți o șansă să vă mutați acasă. Nu am nicio șansă, poate că dat dracu. Eu iubesc Târgu, să știți. Declar ședința încheiată. Păi da!